Însă Manea a fost pe traiectorie, Nedelcu acum. Cu excepția fazei din secunda 34, atunci când Florin Tănase a scăpat singur spre poarta lui Lazar, în rest Viitorul n-a mișcat în ofensivă. Răzvan Marin a încercat o combinație cu Ianis Hagi și poate acum, nu? Un șut blocat a fost șutul lui Boban Nikolov. Boban Nikolov, primul jucător străin din istoria celor de la Viitorul care a marcat în Liga 1. Iese Lazar și nu prea și este gol! Gol pentru Viitorul! Din mai multe încercări, cei de la Viitorul au reușit în cele din urmă să împingă mingea în poartă. Este golul lui Manea, Cristi Manea, cel care a mai punctat odată în acest sezon. Revedem faza, o ieșire hazardată a lui Lazar, a blocat într-o primă fază în fața lui Manea. Acesta însă insistă și relansează meciul, așadar al doilea gol al lui Manea din acest campionat. El a mai punctat tot în deplasare la Ploiești, acolo unde Viitorul s-a impus cu 2-1.